Este important ca aptitudinile copiilor să fie descoperite și încurajate din primii ani de viață. Tocmai de aceea, psihologii recomandă ca cei mici să fie evaluați de la vârste cât mai fragede. Cu ajutorul unor teste speciale, specialiștii Fundației Dan Voiculescu încaută pe cei mai talentați copii din grădinițe. Aici e un elefant, da. O zebră, un tigru, o vacă, un mulgar, un iepure și o... Oaie. Și ce trebuie să le faci tu, acestor animăluțe? Să le colorez. Andrei are 5 ani și este pasionat de desen. Ar sta cu creioanele colorate în mână toată ziua. Lângă el stă un alt băiețel cu aceeași pasiune. Ce-ți place să desenezi? Crocodil. Și în afară de crocodil, ce pasiune ai tu? Mașini. Îți plac mașinile? Da, mașini și crocodili. Aceste preocupări ale celor mici le spun psihologilor ce potențial au aceștia să facă lucruri remarcabile în viață. Un număr foarte mare de părinți ne-au solicitat evaluarea psihologică a copiilor și colaborarea cu Fundația Dan Voiculescu a reprezentat o ocazie minunată și pentru noi ca educatori și pentru părinți de a cunoaște cât mai bine copiii cu care lucrăm. De mai bine de 3 ani, Fundația Dan Voiculescu derulează acest program care testează aptitudinile copiilor de vârstă preșcolară. Este bine mai întâi să cunoască ceea ce este în stare copilul, care sunt abilitățile și după aceea să poată să meargă spre cele care au potențialul cel mai mare de dezvoltare. Copiii beneficiază apoi gratuit de cursuri de dezvoltare emoțională organizate la sediul Fundației Dan Voiculescu. Grădinițele care doresc să participe la acest program se pot înscrie pe www.fundatiadanvoiculescu.ro.